Bun, deci în acest video o să proiectăm un ax după ridicarea topă pe care o avem. O să încărcăm ridicarea. De fapt, da, am încărcat triangulația, dar putem să încărcăm și ridicarea ca să fie să se încarce mai repede. Este mult mai ușoară ridicare. Și la această ridicare noi o să închidem toate punctele, da? Nu avem nevoie de puncte. O să ne încurce. Și de asemenea putem să închidem și liniile 27, da? Rămâne decât axul existent și gardul. Asta este suficient. Bine, în unele cazuri putem să încărcăm și stâlpii și alte obiecte care ar trebui ocolite. Pentru asta, la fel, ridicăm ridicarea topografică originală și o încărcăm implicit ca în AutoCAD. Și în felul ăsta noi o să vedem și stâlpii și alte obiecte care trebuie ocolite. Ok. Mergem la început. Dăm click pe lucrări lineare. Și aici mergem la element. De fapt o să șterg tot ca să fie curat desenul. Și aici mergem la primul element, de fapt o să mergem aici la axe. Aici trebuie să dăm numele axului DN15, da? Ca să apară peste tot în proiect. Acest ax este de la DN15 DN18. Ok, și de exemplu dacă kilometrul nostru nu începe de la 0, aici putem să-i schimbăm kilometrul de origine. Eu o să-l las 0. În plus, la asta, haideți să desenăm primul element, de aici până aici. Ok, dăm click pe actualizează și avem primul element. În plus, la asta noi putem să măsurăm care este distanța care este lățimea părții carosabilei existente. Apăsăm tasta F4 și măsurăm lățimea existentă și vedem că este în jur de 6 metri, da? Și noi acum o să-i desenăm niște linii informative, da? Pe proiectat ca să vedem pe unde merge proiectul nostru. Mergem aici și aici la linii informative pe partea stângă scriem 3 și pe partea dreaptă 3. Tipul de linie eu de obicei îl pun 111, da? Și dăm click pe actualizează. Nu s-a întâmplat nimic. În cazul ăsta mergem la configurare preferințe și trebuie să fie aici undeva la plan desenare linii informative. Salvăm, acceptăm și acum dacă mergem și dăm click pe actual, da, vedem că a desenat și liniile informative. Bun, acum o să mergem să creăm. De exemplu, acest element îl putem extinde, elementul ăsta putem să-l mai extindem. De obicei cum se face? Cum fac eu? Desenez un element la sfârșit. Aici undeva. Dau click pe actualizează și el îmi extinde, da? Primul element creat de mine îl extinde până la sfârșit. Și în felul ăsta eu observ direcția de plecare, da? Și unde începe el să se dezaxeze. Și unde începe să se dezaxeze, mă trec pe elementul 2, adică pe ultimul element și dau inserează. Dacă îi dau adaug, el îmi va adăuga un element după acest element. Mie nu-mi trebuie după el, îmi trebuie înaintea lui. Și atunci eu activez acest element și dau inserează, adică înainte de el să-mi insereze un element. Dau click pe inserare, selectez primul punct al elementului și mă duc aproximativ de unde începe el deja să se deplaseze, da? Undeva de aici. Dau click și merg undeva mai încoace și dau iarăși un click. Dau click pe actual. După cum ați observat, noi în această ridicare nu avem axul existent, dar avem decât margine dreapta și margine stânga. Și în felul ăsta noi trebuie să mergem între margine dreaptă și margine stângă. Iar oricum există și o posibilitate să-i facem o linie medie între margine dreaptă și margine stângă. Există aici o opțiune de desenare linie medie, da? Și atunci el va desena o linie medie și putem să mergem după acea linie medie. Eu o să las așa, nu mai merg pe linie medie și după cum vedem merge cât de cât ok. Am putea să luăm acest punctul 2 și să-l aduc aici, în capătul ăsta, ca să-l centrez mai bine. Bine, dacă noi desenam o linie mediană, era mai ușor să găsim mediana, dar mergem așa. Bun. Mai departe, următorul element, iarăși mă duc pe ultimul element. Aici vedem, da? Deci asta s-a dus înainte și aici observăm că iarăși ar fi o zonă de alinement. Deci aici inserăm un alinement. Dăm click pe inserare, iarăși selectăm primul punct și al doilea punct. Dăm click pe actual și acum îl mai reglăm, mai tragem de el, să-l centrăm într-o parte și în alta aici, să zicem că e bine, și după asta inserăm un element de tip 8, adică cerc, curbă, și având în vedere că unghiul nostru este contra celor decesornice, raza trebuie să-i dăm cu minus și dăm, de exemplu, minus 150 pentru început, dăm click pe actual și acum putem să tragem de acest punct, da? Să-l centrăm. Mai tragem încă un pic, și cam asta este raza, da? 360, minus 360. Și dacă mai adăugăm niște clotoide de 140, dăm click pe actual, da? Deci sunt prea mari clotoidele de 140, arcul de cerc a rămas nimic, foarte mic. Și în cazul ăsta micșorăm. A, de fapt el era parametru. Hai să-i dăm 40 lungimea, dăm actual și vedem că cât de cât este ok. Parametrul se primește de 120. E bine. Bun, mergem mai departe. Aici iarăși, vedem aici că s-ar putea să se încadreze o curbă. Sau aici avem un mic element și ar fi aici o curbă și aici o curbă. Noi, ca să verificăm dacă se încadrează o curbă aici, o să-i desenăm aici un alt element. Iarăși mergem pe ultimul element și dăm click pe inserează. Ați văzut care e avantajul la ultimul punct, la ultimul element, că ne permite să vedem unde sunt zonele de curbă, unde sunt alinemente, da? Deci el se extinde până în capăt și în felul ăsta nu chiar în toate cazurile, dar în cazul ăsta, de exemplu, vezi, a plecat înapoi și noi ar trebui aici să jonglăm de acest element, așa fel încât să meargă tot înainte. Bun. Aici iarăși venim, activăm acest element, este centrat cât de cât ok și dăm click pe inserează element de tip 8. Deci dăm click, punem cifra 8 sau de aici putem să selectăm un tip de element. Bun. Și iarăși dăm o rază de minus 150, dăm click pe actualizează, vedem că este prea mică, iarăși o mărim. Și avem o rază de 380. Deci, din punctul meu de vedere, se încadrează foarte bine, chiar dacă aici un pic pleacă, nu e nicio problemă. Bine, în cazul în care ne permite proiectul, dacă nu ne permite să deviem de la existent, ar trebui să ne încadrăm mai bine. Și aici acum rotungim această valoare, minus 380. Dăm pe click pe actualizare și mergem mai departe. Iarăși mergem pe ultimul element, dăm click pe inserare, selectăm primul punct, selectăm următorul punct, dăm click pe actualizare, iarăși s-a deplasat ăsta. E bine așa? Da, e bine. Selectăm elementul, putem să-l mai centrăm un pic și dăm click pe inserare tip 8. Raza este în direcția de acelor decesornice și dăm 100, de exemplu. Dăm click pe actualizare și tragem iarăși de elementul ăsta. Da, vedem aici, nu prea se încadrează o rază ca lumea. Și aici am putea să facem următorul lucru. Să adăugăm aici o clotoidă mai lungă și raza să fie aici. Putem să încercăm și această variantă. Dăm aici 150. Actualizează și micșorăm valoarea razei la 80, de exemplu. e prea mic, să micșorăm și asta la 100. Da, nu cred că o să reușim noi să încadrăm, o ștergem și asta tot o ștergem. Și o să încercăm aici să mai băgăm un element mic, dăm click pe inserează, adăugăm alineamentul, actualizează, inserăm raza, 50 de exemplu sau 60. Ok, mai tragem un pic de ea. Și aici iarăși adăugăm un element de tip raza de 100. Ok, tragem iarăși de ea. Perfect. Da, aici observăm că elementele noastre se suprapun. Chiar și dacă dăm actualizare, aici primim o eroare. Elementul de transeu cu lungime negativă. Adică se suprapun razele și elementul ăsta de alineament, practic nu e nevoie de el aici. Bun, cum putem să facem în acest caz? Deci noi avem aici odată raza de 90, să zicem, și următoarea rază de 268. În acest caz noi dăm click pe acest element și îl ștergem și punem un punct de referință, da? Prin care trebuie să treacă și în felul ăsta noi primim două curbe, una legată de alta, cu raze diferite, da? Asta 90 și asta, de exemplu, 270. Dăm click pe actualizează. Așa, a ieșit cât de cât bine. Aici vedem că suntem deplasați un pic cam tare, putem să mai tragem de el, să mai centrăm. Perfect. Bun, mergem mai departe. Aici iarăși vedem că avem o curbă și aici un alineament. Încercăm să adăugăm alineamentul. Și după asta adăugăm și raza. Ok. Iarăși inserăm un element de tip 8 și raza minus 120. Iarăși selectăm. Deci dacă noi selectăm de acest element, curba va merge exact prin punctul selectat. Da? Dacă noi selectăm de acest element, pur și simplu modificăm raza. Da? Din experiența asta este cel mai comod de utilizat. Ok. Bun, deci aici merge bine, dar aici se deplasează. Asta putem să o corectăm iarăși cu o clotoidă. Da, vedem cât de cât s-a apropiat, aici s-a depărtat, înseamnă că trebuie să micșorăm raza minus 320 și să mărim clotoidă 140. Sau facem așa, sau mai adăugăm aici un alineament cu altă valoare. Ceva de genul ăsta, iarăși micșorăm minus 300. Și în felul ăsta reușim să îl aducem cât de cât la o poziție bună. Bun. Haideți să facem și curba asta contra curbă și cam atât, că în rest cam asta este principiul, nu mai stau să mai repet. Inserăm iarăși un element, îl adaug undeva aici. Actualizare, inserare tip 8. Dăm o rază de minus 150. O mai mărim. Da, aici iarăși nu merge bine, trebuie să adăugăm mai multe elemente. Undeva aici iarăși un alineament. Inserăm aliniament. Ok. Inserăm elemente tip 8 minus 150. Actualizare și mai tragem un pic de asta. Perfect. Minus 300. Aici iarăși adăugăm un element de tip 8 minus 150, actualizează, iarăși mai tragem de el, perfect, și mergem și adăugăm următorul element aici. Ok, inserăm 8 și 150, actualizare. O centrăm, da, și aici vedem, da, aici în principiu avem o bucată de alineament, dar la fel putem să renunțăm la bucata asta de alineament și să meargă curbă contra curbă. Bun, deci cam așa se proiectează axul în istram. Și trecem la următoarea etapă, proiectarea lungului.